Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Copiii fostului patron de la UTA Arad, Adrian Marțian, sunt dați în urmărire națională după ce au dispărut de lângă bona lor. Într-o filmare ajunsă în spațiul public, copiii susțin că au fost răpiți de cineva pus de mama lor. O fată de numai 15 ani dintr-o localitate din Călăraș a fost găsită fără viață în locuința sa. Cauza morții ar putea fi o provocare pe TikTok. Și medicii trag un semnal de alarmă după ce zeci de oameni au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci otrăvitoare pe care le-au cules din pădure. O femeie e în stare gravă. Cei trei copii ai fostului patron de la UTA Arad, Adrian Marțian, au dispărut și au fost dați în urmărire națională. Se pare că minorii au fost luați de la o adresă din Hunedoara, la care locuiau împreună cu bona lor. La câteva ore după ce dispariția a fost anunțată, pe internet a apărut un videoclip în care minorii spun că au fost răpiți și păcăliți să ajungă la mama lor. Cei doi părinți se judecă pentru custodia celor mici. În urmă cu o zi, cei trei copii au dispărut din localitatea Sânt Andrei, din județul Hunedoara. Bona, care avea grijă de ei, a observat că niciunul nu se mai afla în locuință și l-a sunat pe tatăl acestora, Adrian Marțian. Bărbatul a sunat imediat la 112. Câteva ore mai târziu, pe internet a apărut un filmuleț în care minorii spun că ar fi fost păcăliți că vor ajunge la tatăl lor. 15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăștia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăștia ne-au mințit că ne duce la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă și suntem bine, oamenii ăștia ne-au tratat bine, noi nu vrem la tine, nu te iubim și nu ne simțim în siguranță la tine. Noi vrem cu tati să fim toți trei, noi îl iubim pe tati și oamenii ăștia astăzi o să contacteze pe tati să mergem la el. Poliția îi caută de ieri cu drone și câini antrenați, dar încă nu există indicii referitoare la locul unde ar putea fi ținuți. Părinții copiilor au pierdut amândoi custodia acestora, după ce și-au intentat mai multe procese după divorț. Tatăl, omul de afaceri, Adrian Marțian, a primit un ordin de restricție, prin care nu avea voie să se apropie de copii la mai puțin de 100 de metri. De protecție inventat din nimic ca să nu apropie de copii, având în vedere că copiii erau de 2 ani ceva cu mine, copiii au terminat 2 ani de școală în România, copiii au fost premiați, copiii au fost foarte bine la școală. Deci n-am avut o problemă din punctul ăsta de vedere. Copiii fac pian, vioară, loc, flaut, deci în not, judo. Bărbatul spune că în ultimii 2 ani copiii au dus o viață lipsită de griji lângă el și că soția ar fi inventat motive prin care aceștia să-i fie luați. Să fiu anunțat de unde pot să merg după copii sau ce se întâmplă, ce vor, nu știu exact care e situația, spun sincer. Bun. Sunt nebun de cap. Am 2 nopți de când nu-s dormit, alerg de nebun, deci sincer sunt epuizat. Oamenii sunt rugați să anunțe imediat poliția dacă dețin orice informații care ar putea ajuta la găsirea celor 3 copii. Vorbim despre 3 copii, 2 fetițe și un băiețel în vârstă de 7, 9 și 11 ani, care au fost dați deja în urmărire națională. Activitățile de căutare în teren beneficiază și de sprijinul colegilor din cadrul Jandarmeriei Române și a celor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, fiind folosit și un câine de urmă. Numele tatălui a mai fost implicat în alte scandaluri. Acum 10 ani, Adrian Marțian l-a acuzat pe fotbalistul Adrian Mutu, partenerul său de afaceri de atunci, că ar fi plătit oameni ca să-l omoare. Mizerie cât vezi cu ochii și lacăt pe toalete, asta putem găsi în cel mai circulat punct de trecere al frontierei, Nădlac 2. Motivul ține din nou tot de birocrație. Îl aflăm imediat în jurnal. Clipe de coșmar pentru 2 femei, soacră și noră, din județul Arad. Acestea au fost atacate în propria casă, în plină zi, de 2 indivizi mascați care l-au bătut cu sălbăticie. Tâlharii căutau un safe cu bani de care femeile habar nu aveau și se bănuiește că au acționat la pont. Cel mai grav este faptul că una dintre victime își ținea bebelușul în brațe când a fost atacată. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Deschis ușa, iamă-nu-i bă, ca să-i iei, nu toate amură, nu știu câte cum am amintit. Cușpeiul la mine. Cușpeiul la mine. M-am luptat cu ei. Am vrut să-l strâng, să-l ajutor, dar nu m-am lăsat. Tot așa cum, să nu dăgură, nu m-am lăsat nici cum. Și m-am amenințat că mă omoară dacă zbir și strâng ajutor. Ce de luptă am tras cu ei și colega de mâini și de picioare.
și m-au spus că mă omoară dacă zbeac și strâng ajutor. Este mărturia cumplită a uneia dintre femeile bătute de atacatori. Totul s-a întâmplat în satul Cintei, din comuna Zăran, județul Arad. Cei doi au intrat în casă, s-au ascuns într-una dintre camere și se bănuiește că au acționat la pont. Știau că bărbatul casei, cioban de meserie, este cu oile la câmp, iar din spusele femeii căutau un seif cu bani. Și au zis că mă omoară să-i dau bani și aur. Eu zic, Doamne, n-am aur. Bine. Nici bani, numai pe mine atâta chestii, așa le-a spus. Nu am bani, n-am aur. Și atunci au zis, ai bărbat? Eu zic, n-am, că e mort. Și atunci, dacă am zis că e mort, atunci a început să strâng. Am strigat pe noră. Neluța, cine e Neluța? Zic, nora mea, unde e nora? Au zis, unde e nora? Și atunci au plecat la noră. Pe nora, femeii atacatori au găsit-o cu copilul de doar o lună în brațe. Nu le-a păsat, au revărsat peste o ploaie de lovituri. A venit și m-a lovit și după aia mi-a cerut banii, aurul și m-a lovit, că eu tot m-am îmbrâncit mama ăsta, am zis că nu am și când am văzut că ăsta i-am dat ce-o cerut. Când am văzut-o cum e soacră mea legată, eu n-am știut nimic. Acolo iară m-a mai lovit, că să-i spun că unii am seiful. N-am niciun seif, domnule, v-am dat tot ce am avut, banii, cheia, aurul, tot ce am avut, cât am avut. Am zis că să nu sun la poliție, că mă moară soțul. M-a dat cu liverul peste picioare unde și mi-a dat cu spray și cu fata în brață. Tâlharii au luat tot ce au găsit. 3.000 de lei, câteva bijuterii și mașina femeii. Am fost sunată de către fratele meu că mami și cumnata mea au intrat doi mascați peste ea în casă și le-au bătut, le-au amenințat să le dea tot ce are, bani, aur, inclusiv cheia la mașină, care au avut mașina lor în fața porții. Eu ceru cheia să meargă cu ea. Odată ce s-au văzut scăpate de furia atacatorilor, victimele au sunat după ajutor. Polițiștii au făcut filtre în tot județul, în speranța că îi vor găsi pe tâlhari. Au descoperit doar mașina abandonată într-o localitate de graniță. Au venit la pont? Exact. Numai cine știu. Numai la pont s-au putut face. Că nu au venit ei așa să vadă. De ce nu au venit la mine? Au știut că sunt acasă și Neluțul a fost plecat la stână, a fost plecat la Arad, la muncă, la asta, și au știut, au venit sigur. Până în acest moment, tâlharii nu au fost găsiți, așa că polițiștii continuă căutările. Pe numele lor s-a deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată. Un caz cutremurător îngrozește o țară întreagă. O adolescentă de 15 ani, nepoata primarului dintr-o localitate din Călăraș, a fost găsită fără suflare în camera sa. Primele indicii arată că ar fi vorba despre o sinucidere. Mai mult, informațiile din anchetă indică o posibilă legătură cu o provocare de pe platforma TikTok. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tânăra în vârstă de 15 ani venise acasă de la școală în jurul orei 14. Era singură în momentul în care ar fi recurs la gestul cumplit. În anturajul fetei se vorbește că la mijloc ar fi vorba despre o provocare de pe platforma TikTok, care i-a dus și sfârșitul tragic. Două colege de clasă ale fetei împreună cu tatăl uneia dintre ele au găsit-o pe fată fără suflare în casă și au anunțat imediat la 112. Nu a fost stabilită însă cauza exactă a morții, dar se presupune că ar fi vorba despre suicid. A fost găsită fără viață, sub pat. Corpul ei nu avea urme de violență. Se efectuează verificări pentru a elucida împrejurările în care a intervenit decesul minorei. Ce date sunt cunoscute până la această dată? Sunt cunoscute câteva aspecte legate de comunicațiile ei cu altă persoană anterior momentului decesului. Apropiații fetei spun că au existat semne că aceasta ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Ar fi fost o victimă a fenomenului de bullying din cauza felului strict în care era crescută de părinți. De asemenea, ar fi avut și discuții cu prietenii despre o posibilă sinucidere. Ea a postat pe telefon că adio la colegii, adio. În câte am aflat la alți vecini, au spus că era cam tristă zi de urmă. Fosta ei profesoară și-o amintește ca fiind o elevă foarte activă, dar și inteligentă și cu planuri de viitor înalte. Olimpica școlii Dor Mărun, pot să spun, pentru că ea a reprezentat școala Dor Mărun 2 ani la faza națională, la Olimpiada. Îi place foarte mult chimia și biologie. Îmi spunea mereu că ea vrea să devină medic sau farmacist. Autoritățile caută să afle mai multe despre posibila legătură între provocările de pe TikTok și decesul fetei.
Suicidul este a doua cea mai comună cauză de deces în rândul tineilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani după accidentele rutiere. În 2020, în Uniunea Europeană, 931 de tineri și-au luat viața, ceea ce înseamnă aproximativ 18 morți pe săptămână. Iar asta nu e tot. Pentru fiecare suicid reușit, sunt raportate alte 100 de tentative. Psihologii atrag atenția că de multe ori tinerii dau semne că au probleme, dar nu sunt luați în serios de părinți. Unii încep să își dea obiectele personale apropiaților, alții își pierd dorința de implicare. Tinerii vorbesc despre aceste intenții, vorbesc despre faptul că ei nu vor mai fi la un anume moment dat la care se face referire. Spun că se gândesc la astfel de planuri. Ca părinte pot să observe aceste semne. Problema sinuciderii în rândul tinerilor este una, din păcate, tot mai prezentă în societatea noastră. Atenția sporită a părinților la tot ce ține de comportamentul schimbat al copiilor poate ajuta în prevenirea unor astfel de tragedii. 7 oameni au ajuns la spital după un grav accident de circulație în Iași. Un șofer nu s-a asigurat, iar mașina lui a fost lovită în plin de o alta. În urma impactului, unul dintre autoturisme a ieșit de pe șosea și a lovit și doi pietoni. O cameră de supraveghere a surprins totul. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Impactul a fost extrem de puternic, așa cum se vede pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere. Autoturismul care vine din față intră în intersecție și este lovit în plin. Cel mai probabil, șoferul acestuia nu a văzut că din sensul opus se apropie cu viteză o altă mașină. Autoturismul care a provocat accidentul se rotește pe loc de câteva ori, iar elemente din caroseriile mașinilor sunt împrăștiate pe șosea și lovesc și un alt autoturism. Vehiculul care circula regulamentar a ieșit de pe drum și a fost proiectat pe trotuar. Un bărbat care mergea pe acolo și două tinere care stăteau pe o bancă au fost răniți. Mai mulți localnici care erau în zonă s-au speriat din cauza zgomotului puternic. Oamenii au sunat la numărul de urgență. Moarte? Crească de unde sunt. Nici eu. Nu-ți fac pe dreapta. Trei ambulanțe și câteva autospeciale de pompieri și poliție au ajuns imediat la locul accidentului. Medicii au acordat ajutor medical victimelor. O femeie și doi bărbați au răni mai grave. O femeie de 37 de ani aflată în autoturism implicat în accident cu multiple contuzii și traumatism de bazin și membre superioare. Dintre cei doi pietoni, un bărbat de 26 de ani are plăceri scoriate, fractură la nivelul brațului, hematom epicranian, a fost evaluat stabil hemodinamic. Șoferul care a făcut virajul spre stânga are 51 de ani. Celălalt abia ce a obținut permisul de conducere. Are doar 19 ani. Din impact, autoturismul condus de tânărul de 19 ani a fost proiectat pe trotuarul din partea dreaptă a sensului său de mers, în momentul în care ar fi aproșat un pieton, precum și două tinere care se aflau pe o bancă amplasată pe trotuar. În urma accidentului rutier, 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale fiind transportate la spital. Polițiștii îi vor audia pe cei doi șoferi și vor lua declarații și de la martorii accidentului. Criminaliștii au făcut deja măsurători și vor stabili exact cine este vinovat. Procurorii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Bătălia pentru planșeul Unirii s-a terminat pe teren și s-a mutat în instanță. Prefectul Capitalei a atacat ordinul de oprire a lucrărilor emis de Nicușor Dan. Până la o decizie a tribunalului, Daniel Băluța a eliberat șantierul și terenul din Piața Unirii și a fost adus la seara inițială. În disputa dintre cei doi primari au intervenit și candidații la alegerile prezidențiale. Dacă dumneavoastră nu o să desfințați dumneavoastră de bună voie, o să desfințăm. Da, știți că este un abuz să dați o dispoziție de primar general pe o zonă care nu este zonă protejată? Poliția și jandarmerie. Este o dispoziție de desfințare pe care eu am emis-o pe un teren care ne aparține. Am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Nu putem ajunge nicăieri dacă în țara asta nu respectăm legea. Iar aici a fost o încălcare foarte gravă a legii.
o autoritate publică a intrat pe terenul altei autorități publice fără niciun act. Scandalul din Parcul Unirii s-a încheiat numai după ce doi bărbați ar fi fost răniți de buldozerul adus să dărâme gardurile șantierului. Cei doi sunt angajați ai primăriei sectorului 4 și au făcut un zid uman în fața buldozerului adus de Nicu Șordan. Eu am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Asta e ce pot să fac. Adică nu cred că trebuie să ne luăm la bătaie aici. După incident, Poliția Capitalei a transmis că șoferului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. La scandal au participat Poliția Locală Sector 4, Poliția Locală a Capitalei, Poliția Națională, Jandarmeria, Primarul Capitalei, reprezentanți din primărie, dar și oameni normali de pe stradă. De ce vă bateți jos de noi? Ce vă bateți jos de critici? Desfășurarea de forțe este bătaie de joc totală. Este primarul tuturor, dacă dânsul are o autoritate de 7%. Prefectul Capitalei a anunțat că va ataca în instanță ordinul lui Nicu Șordan, așa că lupta s-a mutat de pe teren în sala de judecată. Într-un final, Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a luat decizia de a-și retrage oamenii și utilajele din parc. Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor, pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților primăriei sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. A transmis primarul pe o rețea de socializare. Mesajul a venit după ce premierul Marcel Ciolacu a intervenit în scandal și le-a cerut celor doi edili să oprească circul și să se așeze la masa discuțiilor. Punctul meu de vedere, nu a câștigat nimeni, toată lumea a pierdut. Au pierdut și primarul general și primarul de sector. Nu trebuia să ajungă la acest lucru. În acest moment, lucrurile sunt în instanță. Am înțeles că domnul Băluță a retras tot organizarea de șantier. Scandalul din capitală s-a transformat rapid într-o dispută electorală între stânga și dreapta, înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare. Stânga i-a dat dreptate lui Băluță, în timp ce dreapta lui Dan. PSD trebuie să-l respecte pe primarul capitalei și să învețe să aibă un dialog cu acesta, pentru că bucureștenii nu trebuie să devină victime ale unor dispute politice. A transmis liderul liberalilor pe o rețea de socializare. Marți, în Parcul Unirii, singura urmă a scandalului era lucrarea muncitorilor de a repune băncile la locul lor. În urma dispoziției primite de la primăria capitalei, acești angajați au început să pună la loc băncile și coșurile de gunoi care au fost scoase din asfalt și din pământ de către angajații de la sectorul 4 pentru ca în acest parc să poată să înceapă reabilitarea planșeului Unirii. În acest loc, în seara de duminică spre luni, constructorul a chemat mai mulți angajați alături de oamenii de la sectorul 4 și au început lucrările. În locul unde chiar acum ne aflăm noi, să pase o groapă ca oamenii să poată să coboare în subteran să înceapă reabilitarea planșeului. Groapa a fost acoperită, iar lucrările au fost istate. Scandalul a pornit după ce inițial primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că renunță la acest proiect. Însă colegul său de partid și primarul din sectorul 3, Robert Negoiță, i-a emis o autorizație în regim de urgență pentru începerea lucrărilor la planșeu. Cu această autorizație, în toiul nopții au început lucrările. Nicu Șordan a emis o dispoziție de primar general pe care poliția sectorului 4 nu a vrut să o respecte, argumentând că este ilegală. Un circ ieftin, circ de 2 bani. Problema este că lucrările trebuie începute cât mai repede ca să nu apară surprize. Contractul pentru reabilitarea planșeului Unirii a fost semnat. Este vorba despre un contract în valoare de 867 de milioane de lei, bani asigurați de Guvernul României. Daniel Băluță a vrut să se apuce de lucrări în condițiile în care nu ar fi primit toate avizele. El spune că Nicu Șordan îi blochează proiectul, în timp ce primarul capitalei spune că nu este nicio urgență și că lucrările trebuie făcute în mod legal. Medicii din spitale au de-a face mai nou cu un fenomen grav. La camera de gardă ajung tot mai mulți pacienți intoxicați cu ciuperci otrăvitoare. Oamenii le culeg din păduri și le confundă ușor cu cele comestibile. La Iași, 3 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre paciente este în stare foarte gravă. Atenție, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. O tânără de 28 de ani din Botoșani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu ciuperci. Povestește că un vecin a fost la cules în pădure, după care au mâncat împreună cu mai mulți cunoscuți. Dintre toți, doar ea s-a simțit rău. S-a făcut o tocăniță. A mâncat undeva la joi după amiază. Nimic deosebit.
Pe la 11-12 noapte am început cu dureri de stomac foarte mari, cu greață și scaune diareice. Tânăra a fost dusă la spitalul din Botoșani, dar medicii au decis să o transfere la Iași. În cazul ei nu a fost nevoie de efectuare de hepatice, probabil pentru că a ingerat o cantitate mai mică și atunci cu tratament suportiv, medicamentos și perfuzii a răspuns bine și se recuperează în prezent în secția de la Spitalul Bahron de Nefrologie. În ultimele zile, trei oameni care au consumat ciuperci culese din pădure au ajuns la spital cu insuficiență hepatică acută. În cazul a doi din cei trei pacienți a fost nevoie de efectuare de dializă hepatică, o stare de comă superficială cu insuficiență hepatică, cu insuficiență renală acută, la care se efectuează în prezent dializa hepatică și la care prognosticul vital este rezervat. Este un proces special de epurare atât a toxinelor care sunt acumulate pentru că rinichiul nu funcționează, cât și a toxinelor care se acumulează pentru că ficatul nu funcționează. Este mult mai complexă decât o manevră de dializă simplă. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să aibă grijă atunci când consumă ciuperci care nu sunt cumpărate din magazine. Riscul de a le confunda pe cele comestibile cu cele otrăvitoare este foarte mare, iar o astfel de greșeală poate fi fatală. Există specii care se aseamănă extrem de bine și doar unele caractere de detaliu fac diferența. Iar aceste confuzii pot conduce de la intoxicații moderate până la intoxicații extrem de grave. Dacă nu cunosc caracterele de recunoaștere, să nu se atingă de acele ciuperci. În ultimele zile, zeci de oameni din toată țara au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci otrăvitoare culese din pădure. Imagini rușinoase la ieșirea din România prin cel mai circulat punct rutier de trecerea frontierei Nătlac 2. Pe ultimii 25 de kilometri până la granița cu Ungaria, toate toaletele de pe autostradă au lacătul pus. Situația durează deja de 2 săptămâni. S-a deschis o licitație pentru găsirea unui administrator pentru aceste spații, dar s-a depus o contestație și totul a fost blocat, inclusiv accesul în toalete. În exteriorul grupurilor sanitare este o mizerie de nedescris, la fel ca și pe câmpul din apropierea Vămii. Și voi ce faceți aici? Cât timp așteptați voi șoferii? 12-13 ore, cam așa. Uh-huh. Și dacă aveți nevoie de toaletă acum? Nu avem unde. Sunt și bună aia pe aici pe jos, nu se ocupă nimeni de nimic. Ce să... Nici canță nu este. Și atunci dacă... să nu vorbesc cu rând, dacă îmi fac acolo treaba la ei, la compartiment, noi suntem prost crescuți. Încă de la începutul lunii, toaletele de pe ultimii kilometri ai autostrăzii A1 sunt închise. Aceeași situație este și în interiorul celui mai circulat punct rutier de trecere a frontierei, Nădlac 2, chiar dacă mai tot timpul este foarte aglomerat. Cei mai afectați sunt șoferii de tir, care așteaptă ore bune să iasă din țară. În lipsa toaletelor, șoferii sunt nevoiți să găsească soluții alternative, mai puțin ecologice. Cum fac câinii? Adică? La garduri, pe pomi, la roți. Și chiar am avut să fac nevoile și n-am avut unde să fac nevoile. Ca de obicei la spațiu verde, ce mai pot să zic? Cel mai rușinos. Păi n-avem altă soluție decât să mergem pe câmp. Dacă le-au închis toate toaletele din vamă, mai ales că stăm orele pe aici, câte 5-6 ore. Cum arată câmpurile din jur? Dezastru, numai mizerie. Mergem pe câmp, ce să facem? Asta e... Mi se pare normal? Nu se pare normal, că nu există nicio... Ce n-ai bă? Nicio țară nu există chestia asta. De ce facem? Bătaie de joc, ce zic. Licitația organizată de CNAIR pentru găsirea unui administrator care să se ocupe de toaletele din Vămi a fost contestată, iar până la soluționare, pe ușile toaletelor stau lacătele. Până la soluționarea acestei contestații depuse la CNSC, șoferii pot folosi spațiile de servicii din parcările concesionate de pe autostrada A1. Cea mai apropiată toaletă se află la Pecica, adică la o distanță de 25 de kilometri de punctul de frontieră. O altă soluție este o toaletă din Ungaria. Problemele șoferilor nu par să aibă rezolvare prea curând, deoarece încă nu este stabilit un termen pentru soluționarea contestației.
Românul vrea să fie stăpân la el acasă. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de persoane care dețin o proprietate. Motivul principal ține de rațiuni economice, dar și din dorința de stabilitate și siguranță. Mulți dintre români susțin că preferă să facă eforturi și să-și cumpere o locuință. Se tem că pensiile mici nu le-ar putea permite să stea cu chirie la bătrânețe. Cele mai recente studii arată că aproape 70% dintre locuitorii unei țări europene sunt proprietari de locuințe. România însă este cu mult peste medie. România se află pe primul loc în Europa la numărul de proprietari de locuințe, respectiv 96%. La fel de mulți mai are doar Albania. Pe locul al doilea se află Slovacia cu 94%, urmată de Serbia cu 92%. La polul opus se află Elveția, unde doar 42% dintre adulți dețin o locuință. Asta în ciuda faptului că Elveția este cunoscută ca fiind una dintre țările cu cea mai stabilă economie. Motivele pentru care românii cumpără locuințe în loc să stea cu chirie sunt multiple. Știți că este și această vorbă, ai făcut o casă, ai făcut un copil, ai plantat un copac, da? Și atunci intră în modul în care privim viața și familia în context cultural. În momentul în care ai locuința ta, știi că nu o să vină nimeni să te dea afară și ai mai multă predictibilitate pe termen lung. De asemenea, mulți români se tem de pensiile mici și nu vor să ajungă în situația în care să nu-și permită să plătească o chirie. În plus, își doresc să lase ceva generațiilor viitoare. Sunt proprietar. De ce? Păi, două lucruri. Unul, las copiilor și doi, încerc să-mi asigur ceva venituri la bătrânețe, pentru că sistemul de pensii nu cred că la ora actuală poate garanta un trai decent la bătrânețe. Cred că un apartament, odată achiziționat, produce și este o investiție care va crește și într-un final va ajunge tot copilul. Dorința de a fi proprietar își are rădăcina și din experiența grea românilor din zecile de ani de comunism. Cred că vine din sistemul anterior, un sistem comunist în care totul era al tuturor. Adică nu erai proprietar, nu? Și după Revoluție, cred că chestia asta a dezvoltat în român și dorința de a avea propriul lui apartament, propriul lui teren. Mi se pare normal ca oamenii, adică să aibă o locuință a lor, că așa are grijă de ea, o întreține, e cu totul altceva decât dacă stai în chirie și nu te interesează nimic despre acel imobil. Sociologii cred că dorința de a fi proprietar are legătură și cu nevoia de a avea un anumit status social. Decizia aceasta de a achiziționa un imobil poate să reprezinte, sigur, un succes individual în momentul în care și reușim să facem asta, dar el, ca să ajungă să fie decodificat ca un succes, trebuie să fie înțeles ca atare de comunitate. Aș vrea să-mi cumpăr un apartament, pentru că am văzut că prețurile sunt din ce în ce mai mari. Pe termen lung e o investiție mai bună și se pierd bani cu chiriile și devin din ce în ce mai mari. Prețurile imobiliarelor au crescut substanțial în ultima perioadă, atât la vânzare cât și la închiriere. Putem spune cu siguranță că în orașele universitare prețurile au crescut chiar și cu 30%, și aici vorbim de o medie, nu doar pe alocuri. Deci și chiriile cresc în continuare. Suntem la un minim istoric de locuințe noi, cel puțin în orașe, a devenit din ce ce mai dificil a se construi. Vânzările au raportat un număr mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii susțin că în viitor prioritățile se vor schimba, iar tinerii vor opta tot mai mult pentru locuințele închiriate pentru a avea mai multă flexibilitate. România este pe locul 2 în Europa la decesele provocate în accidente rutiere. Educația este singurul mod în care putem reduce acest bilanț negru. Astfel, sute de mii de elevi, profesori și părinți din toată țara află cum pot evita un accident și cum pot acorda primul ajutor. Detalii vă aduc după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Prima, vă aștept! Dintr-un milion de români, cel puțin 81 mor anual în accidente rutiere. Această cifră pune România pe locul 2 în Europa în cazul mortalității pe șosele. Ne depășește doar Bulgaria. Cauzele le știm deja. Șoferi băuți sau drogați la volan, viteză peste limită și de multe ori și pietoni neatenți. Specialiștii spun că educația este cheia ca aceste cifre să fie reduse. Sute de mii de elevi, profesori și părinți din toată țara sunt instruiți să evite un accident și află cum pot acorda primul ajutor.
Potrivit rapoartelor oficiale, în țara noastră, 3 din 4 copii de clasa a 3-a nu știu să meargă prin oraș și nu sunt atenți la mașini. Din această cauză a apărut programul România în siguranță, de care în ultimii ani au beneficiat peste 250.000 de elevi, copii de grădiniță, profesori și părinți. Mai exact, copiii au participat la cursuri opționale de siguranță rutieră. Indisciplina pietonilor este principala cauză sau între principalele cauze în fiecare an în accidentele rutiere și de asta este important să avem o generație educată. E un proiect interactiv, dăm fiecărui copil tot felul de materiale, o vestuță reflectorizantă pe care îndemnăm să o și poarte atunci când merg la școală, mai ales în perioada rece a anului, când nu sunt vizibili, și avem un feedback foarte bun. În fiecare an școlile ne așteaptă. Zilnic în România, 4 oameni își pierd viața în accidente rutiere. Numai în primele 9 luni ale acestui an au avut loc peste 3.000 de accidente grave pe șoselele din România. În urma acestora, peste 2.000 de oameni au fost grav răniți, iar din păcate, peste 1.000 și-au pierdut viața. Cifrele sunt alarmante și atunci când vorbim de rezultatul acțiunilor preventive ale poliției. Vorbim de 11.447 de persoane depistate în 9 luni fără permis de conducere. Vorbim de 26.000 de, dacă le putem spune, participanți la trafic, 26.000 de conducători auto depistați sub influența alcoolului. Cifra este una alarmantă. Statistica ne arată că trebuie să lucrăm împreună. Atunci când din 10 conducători care fac accidente sub influența băuturilor alcoolice, 6 sunt tineri sub 35 de ani, aici trebuie să ne focusăm pe tineri. Doresc din tot sufletul să mergem mai departe pentru că contează. Mai mult, anul trecut, 70.000 de oameni au murit pentru că nu li s-a acordat primul ajutor. Cu ajutorul programului, elevii învață și cum să acorde primul ajutor, să se pregătească în cazul unui cutremur sau cum să fie atenți cu banii. Eu continui să fiu optimist în ceea ce privește îmbunătățirea educației rutiere pentru elevii din România și sunt absolut convins că la următoarea noastră întâlnire, peste un an fix probabil, cifrele pe care le veți citi aici vor fi semnificativ mai bune. Programul România în siguranță a luat naștere în 2021. Și mergem acum la cetate. Acolo se află domnul Mircea Dinescu, care va comenta cele mai importante știri ale zilei. Bună seara, domnule Dinescu! Bună seara! Una dintre știri că Laszlo Borbei, prietenul meu, a mai îmbătrânit puțin, că nu l-am văzut de 10 ani. Și cu bucurie l-ați văzut la prima, la Focus de la ora 22. Bucurie, da, credeam că dar nu mai... Dar rămâne veșnic tânăr în suflet, domnule Dinescu. Știți cum e, rămâne veșnic tânăr în suflet. A fost acum 10 ani la mine, la cetate, știi? Era un om iubitor de vinuri bune, știi? Știi ce mi-a spus odată? Mircea, ce vin mai dat tu? Zic, nu mai știu, cream că cine știe a fost dopul, a avut un efect. Mă zice, după ce l-am băut, m-am simțit mai frumos și mai deștept. Deci îi lansați o invitație la cetate, nu? Da, să-și mai revină puțin, să-i se mai întindă fața. Poate e pe recepție sau dacă nu o să-i transmitem, da. Acum haideți să ne întoarcem la știrile. Te rog să-i transmiți că tu ai sânge unguresc în tine și a trebuit să funcționeze. Da, cred că am o intrare prin consilierul lui, dar promit că o să ajungă mesajul dumneavoastră la domnul Borbei. Bun, haideți să ne întoarcem la știrile noastre și aș vrea să mergem la Arad și să discutăm puțin despre... Noastre, da, din păcate, despre cazul copiilor de la Arad, copiii Adrian Marțianu, omul de afaceri din Hunedoara, copii care au dispărut din casa în care locuiau. Trăim în 2024. Cum se poate așa ceva, domnule Dinescu? Copii pentru care, atenție, ambii părinți au pierdut custodia, luptându-se în diferite procese prin instanță. Da, asta arată nebunia României capitaliste, știi? Adică eu nici nu înțeleg, sincer să fiu, cum să piardă și mama și tatăl custodia părinților. Înțeleg că e o dramă acolo, că s-au certat, că și-au mulți copii unul din brațele celuilalt, dar eu cred că de este... afacere, atenție, are și un ordin de protecție impus. Păi de protecție nu că își bătea copiii, probabil soția lui are
I s-a pus pata pe el și nu-l mai lasă să-și vadă copiii. Din păcate, aceste nebunii a relațiilor în care copiii devin o miză în divorțuri, în împăcări, e destul de dramatică. Știi? Este drama multor oameni de milionari, dacă vrei, și în America și în noi, Europa. Știți bine că rata de sinucidere al copiilor de oameni bogați e mai mare decât rata de sinucidere a copiilor din familiile sărace. Știați chestia asta? Da, pentru că acolo și cercul de și anturajul și cercul și tentațiile sunt mult mai mari, din păcate. Da, dacă și copiii sărace. Eu provin dintr-o familie săracă, așa. Tai jumerală, cătuși, mecanic, cu trei clase. Maică mea era o femeie minunată, era mai deșteaptă, avea 7 clase, dar nu, era mai deșteaptă din născare. Eu n-am trăit nicio dramă, deși nu mâncam, eu n-am mâncat desert, știți că până la vârsta de 15 ani, noi nu aveam desert la masă. Dar asta n-a fost nicio dramă în familia noastră. Mâncam cartofi prăjiți. Domnule Dinescu, era mai multă înțelegere pe vremuri între soț și soție? Treceau cu vederea la anumite greșeli? Parcă acum căsnicia nu mai e acolo unde trebuie să fie, iar despărțirea e la modă. În orice caz, știți care e povestea, familia? Deci eu, copil fiind, abia așteptam să ies de la școală să mă duc să mănânc cu părinții, cu, mai ales sâmbăta era și duminica, în fine. Deci exista o armonie și ideea de familie, știi? Între timp, sunt tentațiile atât de mari pentru bărbați pe de-o parte, care în clipa în care se îmbogățesc vor fete mai cu de-asta în buze, cu injectate în bot, ca să zic așa, și să devin dintr-o dată oameni care n-au avut succes la femei datorită banilor, încep să aibă acces la femei frumoase, ca și politicienii. Deci e o mare aboală, o am nu pe bogat, bine, au bani de dracu peste tot în lume să folosesc banii. Da, dar la mijloc e vorba de niște copii, domnule Dinescu, asta să nu uităm. Copii care au fost răpiți și la câteva ore după ce dispariția a fost anunțată, a apărut și un videoclip pe internet în care copiii spun că au fost răpiți și păcăliți să ajungă la mama lor. Nu știu, nu să știu amănunte, nu? În legătură cu răpirea lor. Astea sunt singurele amănunte deocamdată. Da. Probabil că din această să devină și o afacere, adică cineva să ceară niște bani, sau este tot pusă la cale de unul dintre părinți care vrea să șicaneze celălalt. E foarte trist. Știi, când se abuzează chestia asta, sunt niște copii care vor trăi toată viața cu tot soiul de traume, după părerea mea, știi? Dar ei n-au bunici, eu nu înțeleg totuși. Da. Rămâne să vedem ce alte informații mai putem afla și să comentăm acest subiect și la întâlnirile următoare. Nu putem să tragem nicio concluzie dacă nu știm. Da. Da. În general, ar trebui adulții să se gândească că la mijloc e vorba de copii și să găsească înțelegere, pentru că acești copii vor fi viitori adulți și vor forma și vor fi parte din această societate. Aș vrea să schimbăm puțin registrul și să mergem până... E frumos sau nu e frumos? Iertați-mă, vorbim unul peste altul și nu am înțeles. E frumos ce spui tu cu societatea. E o societate făcută praf, iertați-mă, unde nu există ierarhia valorii în niciun domeniu, nici în domeniul artistic cu adevărat, nici în domeniile inteligenței. Știți bine că e dată peste cap scara valorilor. În politică nu mai vorbim. Și datorită politicii, în primul rând. Trăim măcar cu speranța, domnule Dinescu. Din pricina faptului, din pricina faptului că toată gargara aia lui Iohannes cu proiect pentru școli, cu învățământul, cu România, a fost o gargară nemțească de proastă calitate. Da. Domnule Dinescu, am informația că vă pricepeți foarte bine în arta gastronomiei și aș vrea să vă întreb cât de greu se deosebește ciupercile comestibile. Păi de ce trebuie să vă informați de la alții? Înseamnă că nu vă uitați la emisiunile mele. Pe mine nu m-ați invitat la cetate, domnule Dinescu, îmi pare foarte rău. Pe mine nu m-ați invitat la cetate. Bun, cât de greu se deosebește ciupercile comestibile de cele otrăvitoare? Și vă întreb asta pentru că medicii se confruntă cu o situație serioasă. 10 de oameni au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci otrăvitoare.
Există o ticăloșie a ciupercii otrăvitoare care trăiește lângă ciuperca comestibilă, știi? Își transmit genele. Și acolo este o întreagă, știți că tot pământul prinde o ciupercă uriașă, de fapt. Este un film despre viața pământului și pământul e impregnat de rădăcini de ciuperci, nu astea comestibile, în fine. Deci iau chipul celelalte de ciuperca comestibilă sau ciuperca otrăvitoare, ia chipul ciupercii comestibile. Și acolo sunt tot felul de oameni analfabeti care culeg ciuperci, care nu știu sau... deși, în general, probabil că respectă ei așa, dar mai sunt și tot felul de idioți sau de femei neștiutoare care vând pe marginea șoselei ciuperci otrăvitoare. Inconștiente, că nu le vând cu știind de dinainte. E greu de depistat chestia asta, să știți. N-ai ce să faci în această situație, pentru că nu există detector de ciuperci bune și decât priceperea unor oameni care știu de la prima apariție a ciupercii care e bună și care e. Deci, trăind într-un mediu foarte complex, să rudesc unele cu altele. Asta este drama. Adică, cu alte cuvinte, dacă nu te pricepi, nu forța și nu te băga, domnule Dinescu, nu? Cam pe scurt, să avem grijă de sănătate, da, și să... Da, trebuie, în orice caz, cu mare atenție. Există niște, să știți, cu o linguriță de argint, de exemplu, dau o soluție. Se negrește la ciuperca otrăvitoare, știți? Deci acel acid sinistru care, dacă iei niște ciuperci și pui, le freci cu lingurița de argint, vei vedea care e otrăvitoare. Bun, e bine de ținut acest... E bine de reținut, da, acest pont. Da. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnule Dinescu. Sau mergem acum mai departe. Mergem acum mai departe. Cel puțin 21 de oameni au murit și alți 10 au fost răniți după ce un oraș populat majoritar de creștini din nordul Libanului a fost bombardat de armata israeliană. Ce se știe însă despre riposta Israelului în Iran? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Prima, vă aștept. Timișoara e pe cale să revină în elita fotbalului românesc. Se pregătește reconstruirea stadionului Dan Păltinișanu. Aproape 100 de firme s-au înscris la licitație pentru a câștiga proiectul de investiție publică, iar companiile se bat pe 140 de milioane de euro puși la bătaie de Compania Națională de Investiții și de Consiliul Județean. Lucrarea va dura peste 3 ani, dar timișorenii, mari iubitori de fotbal, sunt nerăbdători să pășească pe un stadion modern. 7 asocieri mari, ce însumează 84 de firme, sunt în cursa pentru câștigarea licitației lansată în vară de Compania Națională de Investiții pentru construcția viitorului stadion Dan Păltinișanu. Conform datelor din sistemul electronic de achiziții publice, valoarea estimată a contractului este de peste 550 de milioane de lei. Mereu când au fost lucrări de o asemenea amploare, interesul este mare, ambițiile sunt mari, dă bine și în CV unei companii să construiască un astfel de șantier și, după cum am văzut și am citit și eu azi dimineață în presă, sunt firme în asociere, ceea ce înseamnă cu capital românesc, dar și cu capital străin, care vor să construiască acest stadion. Sperăm să nu fie cazul să se ajungă la întârzieri datorate acestor contestații. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții și de Consiliul Județean Timiș. Câștigătorul licitației organizate de CNI va avea 8 luni pentru proiectare și 2 ani și jumătate pentru execuție. Pentru o parte din acest interval, cele două, proiectarea și execuția, se vor suprapune. Cert este că la finalul construcției, cel care a câștigat licitația va trebui să asigure și o garanție de bună execuție pentru aproape 8 ani. Noul Dan Păltinișanu nu va fi doar o simplă arenă, ci un complex polivalent care va putea găzdui atât evenimente sportive cât și spectacole, concerte și festivaluri. Noul stadion din Timișoara va fi cel mai mare din țară după Arena Națională din București. Va avea 30.000 de locuri, însă nu va avea pistă de atletism și nici nu va fi complet acoperit, așa cum este stadionul din capitală. Suporterii timișoreni speră ca odată cu ridicarea noului stadion, Timișoara să revină în elita fotbalului românesc. Cred că odată cu construcția stadionului sau cu pașii în direcția construcției stadionului, cum vedem și cu celălalt stadion eroi Timișoarei,
lucrurile se vor schimba și echipa se va ridica automat prin implicarea comunității din oraș, prin mai mulți suporteri la stadion, prin oferirea unor condiții decente de publicitate, unor eventual parteneri comerciali, deci cumva toate sunt legate. Timișorenii așteaptă și ei cu nerăbdare construirea noii arene. Așteptăm cu drag. Cine obține licitația nu ne interesează, dar să fie rapid și să se vadă. Să-l mai prindem și noi. Nu să spună că îl face și după aia durează ani și ani și ani. Păi să se apuce de treabă. Asta este pentru ca tinerii să aibă unde să se antreneze, să se, pentru sănătatea lor, în primul rând. Trebuie să apuce de mult treaba asta. Trebuie să apuce de mult, nu de acum. Până când noul stadion va prinde viață, Consiliul Județean trebuie să se ocupe de demolarea actualei arene. Înainte de a construi noul stadion, vechea arenă va trebui demolată. Sunt 13 firme care s-au înscris la licitație, ce a ajuns acum în momentul în care sunt evaluate ofertele. Câștigătorul va avea la dispoziție un an pentru a pune jos vechiul stadion Dan Păltinișanu. Costul demolării se ridică la 5 milioane de euro, iar lucrările ar trebui să înceapă cel mai târziu în primăvară. Copiii aflați în stadiu terminal ar trebui să aibă parte de un loc în care suferința să le fie alinată și unde familia să aibă parte de terapie. Este proiectul unei asociații din Cluj care construiește un centru de îngrijiri paliative pentru copii. Spitalul va fi unic în întreaga țară și va fi destinat copiilor grav bolnavi. Pentru finalizarea proiectului e nevoie de sume mari de bani pe care inițiatorii speră să le strângă din donații. Aici nu se merge pe un prognostic de viață lungă, din păcate, ci pe avem în vedere o viață intensă. Proiectul a fost început de Asociația Sfântul Nectarie din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului în urmă cu aproape un an. Clădirea viitorului centru a fost ridicată cu ajutorul binevoitorilor care au făcut donații. Noul centru ar trebui să aline suferința copiilor bolnavi, să-i asiste în ultimele zile ale vieții și să ofere suport inclusiv familiei. La Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, ce poate interna doar majori, au existat foarte multe solicitări pentru minori care sufereau de boli cronice progresive în diferite stadii, uneori chiar și terminale, și lipsa unui astfel de centru de îngrijiri paliative pediatrice s-a resimțit. Un sistem de sănătate sănătos, dacă doriți, trebuie să asiste și pacienții care nu mai beneficiază de resurse terapeutice, pentru că dacă la un moment dat variantele curative se epuizează, totuși acești pacienți și mai ales pacienții minori au nevoie de încă de foarte multă grijă. Ori grija aceasta nu poate fi oferită acasă. Și tocmai de aceea în România ar trebui să existe cât mai multe astfel de centre. Cel de la Cluj e însă departe de a fi terminat. Clădirea trebuie finisată și dotată cu echipamentul necesar pentru funcționare. Toate acestea costă mult, dar voluntarii au atras lângă ei și mai mulți oameni și au de gând să organizeze un eveniment caritabil. În această lună, la Cluj, va avea loc un eveniment la care vor fi prezenți artiști, precum Sava Negrean Brudașcu, Lavinia Goste și Mariu Zorilă, Ionela Moruțan, Cosmin Mocean și Ionuț Coblișcă. Banii strânși vor fi redirecționați către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Nu există durere, suferință mai mare în această viață a noastră decât un copil, un tânăr bolnav sau mai mult decât atât, care își așteaptă sfârșitul foarte repede. Ne bucurăm tare mult că prin prezența noastră și a colegilor noștri și acest eveniment minunat, Joc și o Faptă Bună, pentru acest centru paliativ Sfântul Cristofor, putem să adunăm suficienți bani încât să se finalizeze acest mare proiect pentru copiii aflați în suferință. Centrul de îngrijiri paliative pediatrice este construit în localitatea Sânicoara, pe un teren de 1400 de metri pătrați și va avea 25 de locuri pentru copii și membrii familiei. Israelul își extinde atacurile în Liban. Cel puțin 21 de oameni au murit și 10 au fost răniți după ce un oraș populat majoritar de creștini din nordul Libanului a fost bombardat. Și riposta în Iran ar putea avea loc în orice moment. Netanyahu a informat Statele Unite că Israelul va ataca doar infrastructura militară iraniană. Atenție, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Yeah.
O clădire de apartamente din orașul Aito a fost bombardată de rachetele armatei israeliene. Oamenii din interior n-au avut nicio șansă. Salvatorii au căutat ore în șir supraviețuitori printre mormanele de moloz. Orașul are o populație majoritar creștină. Acum, civililor din Liban nu le mai este clar unde ar trebui să meargă pentru a fi în siguranță. În timp ce ofensiva terestră din sudul Libanului nu dă semne de încetinire, IDF a descoperit unul dintre cele mai mari tuneluri ale grupării Hezbollah, asemănător celor din fâșia Gaza. Acesta se află la 200 de metri distanță de o poziție a forțelor ONU de menținere a păcii. Soldații IDF au găsit toate condițiile pentru supraviețuire, mai exact dormitoare, băi, depozite de alimente și arme. Tunelul se află chiar la granița cu Israelul. E un nou episod de conflict între Israel și Consiliul de Securitate al ONU, care s-a declarat luni foarte îngrijorat după ce soldații ai căștilor albastre din Liban au fost răniți de armata israeliană într-un atac în sudul țării. Against the backdrop of ongoing hostilities along the blue line, the members of the Security Council expressed their strong concerns after several UNIFIL positions came under fire in the past days. Several peacekeepers have been wounded. They recalled that UN peacekeepers and UN premises must never be the target of an attack. În tot acest timp, pe plan diplomatic, premierul Netanyahu se apără și spune din nou că atacurile sunt îndreptate doar spre ținte Hezbollah. And the day that Israel began its ground operation next to our border with Lebanon, we asked them specifically, please leave this area so you're not harmed. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. Premierul Netanyahu l-a informat pe președintele Joe Biden că Israelul intenționează să lovească infrastructură militară iraniană. Totul într-un răspuns la atacul cu rachete al Teheranului asupra Israelului la data de 1 octombrie. Ministrul israelian al apărării a promis însă un atac mortal, precis și surprinzător. Toamna se numără dovlecii, iar anul acesta americanii îl au din nou pe cel mai mare. Are și un nume, îl cheamă Rudy și cântărește peste o tonă. Proprietarul este chiar câștigătorul de anul trecut, care acum a primit un premiu de $20,000. Concursul, o tradiție de toamnă, s-a ținut în capitala dovlecilor uriași din San Francisco. Este octombrie și este vremea campionatelor dovlecilor uriași. Agricultorii și-au dat întâlnire la cea de-a 51-a ediție a celebrului concurs de dovleci din orașul Half Moon Bay. Gigantul portocaliu câștigător a măsurat anul acesta peste o tonă. Câștigătorul este Travis Ginger din Minnesota. Profesor de horticultură și pasionat de dovleci, el cultivă bostan de aproape 30 de ani. El și-a păstrat titlul fiind și câștigătorul de anul trecut. Rudy a adus lui Travis un premiu de $20,000. Munca de a crește un dovleac gigant este una titanică și de lungă durată. Marele secret este însă calitatea solului. We start April 10th and then pick, you know, whenever the contest is, say October 14th, so a 6-month process. You're constantly feeding it, you know, biology, fertilizer, water. So it can cost, you know, $5,000 to $10,000 to grow these things. Dovleacul nu va fi transformat în plăcintă, ci va fi sculptat pentru evenimentele de Halloween. Deși dintr-un dovleac de peste o tonă se pot face peste 600 de plăcinte. Cu toate acestea, Travis nu și-a dobărât recordul de anul trecut. Bostanul crescut de el, pe nume Michael Jordan, a cântărit aproape 1250 de kilograme și deține recordul mondial pentru cel mai mare dovleac din lume. Dacă aveți îndoieli sau nu vreți să vă mai căsătoriți, dar vă este frică să spuneți, o poate face altcineva pentru voi. Este supranumit sfărgătorul de nunți și îl găsiți în Spania. Pentru 500 de euro el are grijă să distrugă nunta pentru care a fost angajat, inventând o poveste care încheie și cele mai serioase relații. Credeți sau nu, serviciul care a început ca o glumă s-a transformat într-o afacere de milioane de euro.
Dacă cineva are ceva de zis, să zică acum sau să tacă pe vecie. Dacă unul dintre miri s-a răzgândit, dar este prea frică să vorbească, o poate face Ernesto. Cum procedează spaniolul? Apare incognito la nuntă, unde spune că, de fapt, este marea dragoste a miresei sau a mirelui, care i-a promis că vor fugi împreună. Este o liberație, nu trebuie să stai în altar temblando de miedo. Spărgătorul de nunți are nevoie doar de dată, de loc și oră, se arată în anunțul care s-a vrut inițial o glumă. Ulterior s-a transformat într-o afacere care a generat venituri de 3 milioane de euro. Ai, tengo que ir a reventar bodas por 500, aparte del desplazamiento también que se cobra, ¿eh? Scandalul provocat la nuntă costă, așa că pentru fiecare pumn încasat de la rude, tânărul percepe o taxă suplimentară. ¿Cuál viene el padrino? O viene el padre de la novia o cualquier cosa y viene y me cruza la cara. Entonces, cada guantazo son 50 euros. O sea, yo intento correr, pero soy consciente que cada vez que me pegan, pues cobro más. Afacerea spaniolului merge atât de bine încât are programul ocupat până la sfârșitul anului. După 6 ani de pauză, celebra defilare a casei de lenjerie intimă Victoria's Secret se întoarce în această seară. Brandul care a definit feminitatea pentru milioane de femei revine în forță la New York. Supermodele revin pe podium. Încă din anii 90, defilarea era celebră pentru extravaganta punere în scenă a articolelor elaborate de lenjerie, evaluate la milioane de dolari. După o criză majoră de reputație și mai multe acuzații de hărțuire, Victoria's Secret și-a anulat defilarea de modă din 2019, invocând audiențe TV scăzute. Brandul a spus că vrea să aibă acum un spectacol care să reflecte cine a devenit astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile din sport se opresc aici. Eu sunt Alice Troiescu, vă doresc o noapte liniștită și vă las în continuare alături de colega mea, Ioana Maria Moldovan. Și de la sport trecem la vreme. Toate informațiile chiar acum. În majoritatea Europei mâine vor fi înorări, iar ploile, tunetele și fulgerele persistă. În partea de nord a continentului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În rest va predomina vremea frumoasă. Vântul va avea unele răbufniri în Spania, Portugalia, Franța, Cehia, Germania și Polonia. La noapte în țara noastră vor fi înorări și o vreme variabilă. Vor fi posibile ploi slabe în Moldova, la munte, în Dobrogea și Transilvania. Vântul va avea ușoare intensificări în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Mâine vremea se va răci în sudul și sud-vestul țării. În rest, temperaturile vor fi mai mari decât în mod normal. O să plouă slab în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, iar pe crestele munților orientali și meridionali vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade. În București, vremea se răcește ușor-ușor. Mâine se vor aduna câțiva nori și vor fi 18 grade. Poi, mâine și vineri, valoarea termică scade la 15 grade, însă ne vom putea bucura în continuare de soare, zile frumoase și o vreme de toamnă destul de blândă. La munte, mâine o să vedem soarele din când în când. Ploi slabe o să apară în special în Carpații Orientali și cei meridionali. La altitudini mari, trecător o să fie lapoviță și ninsoare. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine seară, tot aici la Prima, de la ora 22, o noapte liniștită. Aveți grijă de voi! Program disponibil pe primaplay.ro.